Bine v-am regăsit la un simplu podcast. Băieții nebuni din capitală. Nu ne luați în serios. Da, vă rugăm frumos. Uite, Happy Thanksgiving, everyone! Happy Thanksgiving! Hei, cu dacă tot sărbătoriți Halloween, nu te-ar trebui să sărbătoriți și Thanksgiving-ul! Bă, da, apropo de asta, mie mi se pare fabulos că americanii sărbătoresc ziua în care s-au împrietenit cu amerindienii după ce le-au omorât toată rasa și familiile în pulea și l-au luat pământurile. Ia, hai să mâncăm curcan, să sărbătorim această minunată zi în care noi suntem ok, nu? Băi, și curcan, adică așa știi, nu ales un porc, un șobolan, un curcan, e carne nobilă, e... Moartea curcanilor, adică, da, mi se pare normal să sărbătorești un genocid atât de mare, omorând foarte multe păsări după aia, fiecare an. Bă, acum, luând-o la o scară mai mică și fără crimă și fără pedeapsă. Citiți! Cred că în 5 ani și noi românii o să avem peste tot pe glob ziua în care am cucerit Franța, Italia, Spania, Germania, Anglia, Noua Zeelandă, unii în Bahamas o să se întâlnească pe plajă, o să zică: bă, te-ai auzit că vin România? Și știi că ăștia dau cum ar veni mâncare, că americanii zădeau curcan, ai noștri o să dea lanțurile de aur înapoi, așa știu, o să fie happy înapoi un pic de ce te-a luat. Stațiile spațiale o să se înregistreze niște anomalii atunci, pentru că o să fie un nor de grătar care o să acopere planeta, așa știi? Doar odată pe an apare o ceață, The Mist of the Little și... Of the Little. Planeta... Of the Little. Păi așa, mă, nu știu că la mici, da. Tu zici The Little. Păi așa zicea bobonete. Păi așa zicea bobonete, mă, The Little. Așa zicea The Little. Da, că la e ca mine, la engleză bobonete e ca mine, clar. Dă seama că dacă ar trece o rasă extraterestră, toată planeta ar mirosi a ars. Înțelegi? Băi, ce se întâmplă acolo? S-a ars planeta, nu e? S-a ard între ei. The Little. Watch out! Earth, Romanians are coming. Te rog, bag engleză, că e de bine. Bă, chiar cerem scuze pentru că sunt lucrări la The Full, pentru că săptămâna viitoare o să filmăm, o să vedeți, o să arate... mie mi-e frică un pic, că pare foarte serioasă. Deci zici că e... un radio în sine. Ce radio, mă? Mini-televiziune. Ne face mini-televiziune. Așa că, pentru cei care vor să se aboneze pe acest canal sau, nu știu dacă s-a făcut canalul The Full, dar dacă o să fac canalul The Full, vă rog, abonați-vă acolo, pentru că o să se întâmple chestii extraordinare. Noi chiar am investit, aia nu mai e cameră de podcast. E visul umed al lui Diaconescu. Deci nu știți cum arată, cu microfoane, cu antifonare, cu mixere, cu camere, cu servere. Bă, asta e șmecheria, bă, că vorbeam și cu Cosmin, cu Nedelcu, că... Și ai văzut Narcos acum ultimul sezon? Mexico, da. Ești tu? Da, fai, mi-e place Narcos. Și este primul traficant din Mexic, îl cheamă Felix Gallardo. Așa. Ei, și Felix Gallardo la un moment dat îi spunea unuia că el nu vrea să facă pur și simplu o plantație. El vrea să construiască un imperiu, înțelegi? Așa era Cosmin, că nu vreau să fac pur și simplu o cameră de podcast. Eu vreau să construiesc un imperiu. Doamne ferește. O să fie la modul La Plata o podcast. Băi, trebuie să o gândești. Mie mi se pare că orice chestie, sincer, dacă ai posibilități și dacă îți place ceea ce faci, trebuie să o gândești mare. Înțelegi? Chiar trebuie să o gândești mare. Așa e și cu stand-up-ul, așa e și cu asta, cu podcast. Trebuie să o gândești mare, să o faci profi, să o faci dăș, bă, să zică lumea, bă, uite, știi, arată într-un fel. Da. Adică trebuie să investești ca la un moment dat să devii cel mai urmărit, presupun, nu? Da, dacă faci treaba, bineînțeles, da. Și mi se pare și un, e ca și cum, știi, mi se pare și un respect așa față de oameni, că exact ca și cum te îmbraci frumos când te duci la cineva acasă.
Știi? Da, da. Adică, bă, noi... Bă, dar stai, nu ne-am bătut joc de oameni, adică... A, nu, 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 stai puțin, noi o să filmăm acolo, dar noi o să ne punem carpete, o să fie un bă, preș de ăla de rafie. Chiar, răfirea din serai, bă. La mine e mașină, o por permanent cu mine și ne punem acolo. Ce dracu, bă. S-o punem în spate, mă, neapărat. Ce-o treabă, bă, e legitimația mea ca să trec prin sate. Scot aia pe geam, așa. Pe capotă. O, ia, uite-l pe Nicu, Nicule, te pup. Ce dracu, bă. Dar o să fie, o să fie faină, adică eu chiar o să fie fain. Că dacă tot, încă o dată zic, dacă tot îți place ceea ce faci, du-te bă și fă-o mare. Înțelegi? Chiar dacă, pui mei, fă-o cum trebuie. Chiar dacă sunt la noi la podcast, mă uitam, făceam o statistică. Așa zic și băieții care ne reprezintă în alte țări de care ziceai tu. Bă, dacă tot o iei, ia tot, dă-i da, să da, da, da. Tot. Noi avem... între, eu am făcut un studiu eu acasă. Wow. Adică am adunat pe toată lumea care răspunde de acest podcast. Adică eu și am și un ursuleț cu care vorbesc. Așa. Chiar am un ursuleț cu care vorbesc. Îl pun la masă așa și fac ședință. Îl pălmuiesc. Să nu zici că zici Nelu. Nu, 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 îi zic Ioane. Așa. Și am făcut o statistică împreună cu ursulețul. Așa. Și îi luam lăbuțele așa și tasam ca să știi, pară că... Să ai și el o părere. Da, da, și tasam, și pe aia fugeam repede în capul mesei că-s director. Și nu, nu, nu-mi convine ce da, da. Și ce ai zis, Ioane? Mor, 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 mor. Mor, da. Mor, laca, mor, laca, că de asta e. Și avem, ne-a zis ursulețul și îl cred pentru că e un ursuleț foarte muncitor. E al patrulea ursuleț pe care l-am crescut, i-am dat afară. Restul acum lucrează la Dede, m-am toți. Ce te duci în filmul ăsta, mă. Și a făcut sindicat ursuleț, în fine, pula mea, a fost nasol, n-am mai vrut să lucrez, nu mai avem cu cine să împar părerile, na. Până la urmă... Știi că, deci ceilalți trei ursuleți încă i-am în casă și le trec produse din când în când și fac pip, pip și zic, cum e acum, mă, mâncați așa? Millennial motherfucker. Oh, o să-ți povestesc pe Millennial de ce zic asta. Așa, fii atent. Ei, și ursulețul mi-a zis că noi avem între 4 și 8 oameni. Deci la fiecare, bă, la fiecare operă de artă pe care noi am făcut-o la acest că microfon. Că cum e această artă? Că e artă, mă. Da, da. Bă, bă. Dai seama, frate. Bă. Filma cu telefonul, registrat cu un reprofon de 7 ani. Bă. Artă. Artă. Why? Artă. If you don't understand it, it's artă. Artă. Ei, și ursulețul mi-a zis că avem între 4 și 6 oameni care dau unlike. Dislike. Dislike. Dai unlike e când dai un like și ți-l iei înapoi. Adică... Nu, e re-like. Adică ți l-am dat și l-am reluat. Nu, e re-like, bă, e re-like când, dacă ai putea să dai din nou like la ce ai dat like. E like back atunci. E unlike cu aia. E unlike, dar nu, e dislike. Ce zici tu e dislike. Așa. Like și dislike. 4 oameni. Nu știu dacă sunt aceiași, că ursulețul după aia a avut, e par job la care tot timpul s-a acolo setat. Tot timpul. Dar clar s-a abonați, ceea ce le mulțumim din suflet. Stați acolo, chiar dacă dați... Tu le mulțumim. Eu nu înțeleg, adică eu nu înțeleg de stați ce. Stați acolo, e foarte bine, Cătăline, trebuie diversitate, trebuie și păreri contra și păreri pro. Înțelegi? Trebuie opoziție, vă mulțumesc. Păi da, vă da. Mulțumesc din păi, suflet opoziție. Păi da, mă, dar sunt aceiași 4 sau 6 oameni, adică... Poate salții. Cum poate ăia 4 de la episodul trecut, la episodul ăsta o să dea like, uite, a zis de noi. Și o să dea like. Am înțeles, deci tu mergi pe chestia da, ardelenească. Fac o mică paranteză, stai puțin, fac o mică paranteză. Eu nu cred. Deci, așa. Eu cred că dacă, Doamne ferește, ai o depresie, da? Așa. Trebuie să-ți iei un ardelean. Deci mi se pare că ardelenii sunt antidepresie. Mă lacă, man. Bă, deci este incredibil. O știi pe Lidia Buble? Am auzit de la ei, ardeleam, da? Așa. Băi, aia când intră într-o cameră, are și... Mă, mie m-a găsit, doamne, așa vorbește. Aia, tu la doamne, e puterea lui Dumnezeu să fie cu voi, face cruce așa, și așa. Bă, dar ia pe fiecare în parte, bă. Doamne, doamne, ce ai slăbit, doamne, doamne. Ouleu, dar ce luminos ești la față, bă. Bă, umpli-și camera, dintr-o dată se transformă în... Chiar e frumos să fie. Bă, jur, bă, jur, deci un ardelean este injecție cu fero... Feromon? Nu. Adrenalină? Nu. Fericire? Fericire, da, așa, așa. Vreau să dau un termen mai științific. Știu, hai să ne hai să-i ocolim. Deci eu cred că tu dacă eu cred că în ardealul nu există depresie. Dacă există depresie în ardeal... E, dar e mai... E mai...
trist. Dar hai să bem o pălincă și ne-o trece. Bravo, cu voi aveți și pălinca, mă. Și aveți pălincă și forinca. 50 și ceva de grade. A făcut aia, mă, dacă vreți să cumpăr. Tu fac reclamă, că parcă chiar aș vinde, nu vând. Glumesc, deci, acei, tu ai luat-o pe chestia ardelenească. Dacă vă iubim, dragi, am like-uit. Da, serios, pe bune. Păi, dar de ce, să chinuie omul? Că asta e o formă de masochism. E o formă de masochism. Omul, fii atent, dragi oameni buni. Dați-mă toți dislike. Ia, ia. What the f***, bă? Ce trebuie că ești Andra Gogan cu frate său? Nu, bă, trebuie să, pentru ei, e un fel de eliberare, cumva. E o frustrare care trebuie să o scoată și singurul futus mort, măti, e dislike-ul ăla, înțeleg? Păi și da, nu da. Trebuie să eliberezi, eu înțeleg, eliberați-vă pe noi, eu înțeleg. Dacă eliberați-vă pe noi? Asta e numele casetei tale sexuale. Episodul ăsta așa zic, eliberați-vă pe noi. Doamne, ferește! Doamne! Deci, serios. Bucache de ardeal! Noi cu fețele așa și mulți oameni care se eliberează pe noi. Bine, dacă vă place în continuare, vă rugăm, dați like, dați share. Jesus. Nu vă place, dați dislike. E ok, Cătăline, e ok să fie dislike. Serios, opoziția întotdeauna e ok. Păi da, dar dislike-ul, like-ul e eliberați-vă pe noi, înțelegi? Dislike-ul e când ți-o dă moale așa pe față. Te bate cu ea pe față. Aoleu, jur. Dar nu înțeleg, dincă o dată, mi se pare o formă de masochism. Și eu cred, pentru că da, m-am gândit... Stai un pic. Da, te rog. Ai grijă, nu mai... Vezi că e pe casco. Așa. Eu, de exemplu, și eu s-am abonat la multe canale de pe YouTube, de tehnică, de nu știu care. Și sunt episoade, de exemplu, care nu-mi plac cum îmi plac celelalte. Și atunci dau dislike. Adică, bă, cu ăsta, cu părerea asta din episodul ăsta, nu sunt de acord. De aia zic că nu cred că sunt aceea. Hai să zic... Dacă aveți curaj să ieșiți afară din dulap, dragi dislikeri, scrieți-ne, chiar scrieți-ne dacă sunteți aceiași, dacă aveți curaj și vreți să ne zice, scrieți, o să mă uit eu la comentarii, să văd dacă e. Dar sunt, asta zic, sunt episoade care, eu te plac pe tine, dar nu tot ce zici și tot ce faci îmi place, înțelegi? Adică nu, să zic că 90% îmi place, dar câteodată mai zici de, nu știu. De așa, orice, ok, da, dar mie, ai arătat spre mine, că tu zici căcaturi și căcaturi. Nu tu veneai cu borcanul de căcat de 800 de grame în pune. Nu, eu am zis. Trebuie să-l fac glumă la asta, îmi place atât de tare. Da, bă, dar e ca și cum, ok, dar de ce vin înapoi? E ca și cum aș merge la aceleași două prostituate de fiecare dată. Și după ce fac treaba zic, dar mă întorc săptămâna viitoare. Da, mă, dar adică de ce? Mai sunt și alte prostituate, nu? Poate să zici ceva care o să-i placă de data asta. What the fuck? Nu ce să... Da, bravo. Și nu mâncă. Nu te... Doamne, tot direct. Bă, nebunule, dacă găsești mâncare undeva trebuie să o mănânci, bă. Fiind vremuri grele, bă, nebunule. Tu găsești nachos în canapea, mănânc-o. Nu, scuze, nu mai zic. Doamne, maică, precis. Dacă trebuie să dau cu apă, care ești niște... Uite, tocmai ai câștigat 30 de dislike-uri cu căcatul ăsta și te miri. De ce dau oamenii dislike? Nu mai da numere, că așa o să fie exact 30 de dislike-uri, nebunule. Nu dați, mă, nu, deci, de serie. Dacă vă place, hai să vedem. Că până acum n-am zis să dați like sau dislike. Dar acum, sincer, din toți care vă uitați acum sau ascultați, dați like sau dislike. Să vedem cât sunt exact. Adică chiar care vă interesează, sunt curios să văd. Chiar sunt puțin și din aia. Deci doar aia care nu suportă dau dislike. Pentru că aia cărora le place. Sunt care dau, sunt care nu dau. Da. Acum, hai să vedem un procent onest. Să vedem cât... S-ar putea să ne sperie, dragă, să fie 90% dislike. Da, tot e bine, am bătut alt record, știi? Da, de la modul, bă, avem cele mai multe... Uite câtă lume nu ne place, ne pun să uită la noi. Apropo de asta cu snacks-ul, vreau să fac o... Nu mai căuta, te rog, nu mai căuta. Ce o să zic acum, mai scârbos. Deci, fii stai atent. Mai scârbos decât cu borcan. Toată povestirea asta o să dureze 3 minute. Maxim, 4, nu, 3 minute. Dacă sunteți sensibil cu stomacul sau așa, dați rewind. Opriți-vă, cum a fost rewind? Cu căcatul? Nu, puneți pauză, mâncați, terminați, reveniți-vă și după uitați-vă. Fiți atent, aveam un prieten în liceu și când vrea să despartă de o fată și nu știa cum, înțelegi? Făcea o chestie ciudată din punctul meu de vedere, dar eu achesam foarte tare la scenariul ăsta lui și făcea când mă suna ăla, era clar treaba ce trebuie să fac. Înțelegi? Fii atent.
Eu mă duceam, bă, da, acum serios vorbesc, deci dacă sunteți sensibil cu stomacul, skip forward, sau cum se numește? Da. Ok, skip. Eu mă duceam în parc, deci avea tot timpul o rută unde se despărțea de fata aia, pe unde, unde trecea că se despărțea de fata aia. Se despărțea sau o lăsa acasă? Nu, aia l-a lăsat pe el, dar fii atent de ce. Așa. Pentru că eu mă duceam înainte, deci trebuia să mă duc să iau un Pampers de copil. Înțelegi? Ei. Și... folosit sau? Nu, bă, de la magazin, bă. Oh, okay. Luam un Pampers nou, că asta era înțelegerea noastră. Luam un Pampers nou de copil. Bă, mi se strânge sufletul, jur când zic treaba asta, dar o făceam, că eram proști, deci eram copii. Deci există, da? Mai multe erau, mai multe fete au existat, da, făceam de fiecare. Să vadă când ăla, da, sigur. Dar oricum, după aia multe aflau, că trebuie să fii, mă rog. Da, de fiecare dată făceam chestia asta pentru că eram copii proști încă o dată, zic, da? Bun. Așa. Deci eu mă duceam, luam un Pampers de la magazin, îl lungeam cu finetii. Așa. Și îl puneam undeva, într-un gen pe un coș de gunoi, nu într-un coș de gunoi, că era ciudat. Înțelegi? Așa. Ăla trecea pe acolo cu fata respectivă. O, Doamne, presupun. Vedea chestia asta și îl lua. Și se făcea, deci se mozolea pe fața așa și zicea: Doamne, ce bune, trebuie să încercăm chestia asta. Nu știu dacă ți-am spus asta despre mine, dar eu am... Bă, în momentul ăla, hai cu aia, deci... aia fugea la modul gata, ăsta este bolnav mental, trebuie să mă la poliție, e ceva neregulă cu omul ăsta, înțelegi? Tu, deci, de fiecare, și aia fugea și după aia asta o suna, dar ce s-a întâmplat, dar eu am o chestie de când eram mai mic și... Eu acum am dat seama un pic de mentalitatea ta ca om, având în vedere că tu aveai prieteni de genul ăsta. Iartă-mă, Cătăline. Acum, da, cum? Cum, dracu, acum, dacă stau puțin să mă gândesc și... Da. Coițe, și tu participai la asta și erai... Da, mă, pentru că vedeam toată faza, că eu puneam acolo, după aia mă ascundeam în tufișuri. Pe de altă parte, pentru că... Pentru orice băiat cel puțin, că pentru fete presupun, nu știu, dar presupun că e mai ușor să se desparte de un băiat. Pentru băieți e mult mai greu. Și nu știi dacă revin discuțiile și toate astea. Adevărul că ăsta închide orice discuție. Închide orice discuție, punct, la revedere, nu ne mai vedem niciodată. Dacă te vede acolo, trece strada. Da, nu o să zică după aia altor fete. Bă, dar nu, dar nu, pe ăla nu-l interesa. Ăla era un dement, înțelegi? Pe ăla nu-l interesa. Era cu roc, cu treabă, că nu te gândi că era un om sănătos. Eu la cred cap. Că totuși se părea amuzant lui. Lui se părea, dar mie, eu râdeam în tufișuri. Că dacă fata trecea peste oribilitatea gestului și se uita în tufiș, un tufiș tremura. Înțelegi? Și dacă se uita în direcția aia, trebuie să fac... Eram acolo și trepuri, dar era aceeași situație de fiecare dată. Ăsta care lua chestia, făcea... Și se uita la asta și o juca foarte bine. Trebuie să spun ceva despre mine. Asta era... Fugea și rămâneam cu el. Deci mie, finetii. Da. Acum mă gândesc dacă una dintre ele se întorcea înapoi, nu știu, pentru orice, ne găsea pe amândoi. Mâncând finete. Ca și cum ăsta, și cu cât de repede a putut să convingă alți oameni, înțelegi? Da. Asta, eu mi se pare, acum, fără mișor, acum, tehnica asta mi se pare că poți să scapi din adică nu chiar din, dar din multe chestii. Dar exemplu, dacă te oprește, cred că poliția... Bravo, și mă. Tu ai mașină, un Pampers, și pe când vine la tine să-ți ia actele, tu ești cu Pampers. Mă scuzați mai puțin, stați că m-am mânjit pe mână. Stați că vi le dau. Nu, da, da, bravo, da. De sau la bătaie, să scap de bătaie. Doamne, cât de tare e asta. Să scoți un gata, hai. Ce vrei, mă? Ce... Da, bravo, mă, da. Mamă, ce oribil. Da, chiar, wow. E o armă foarte dar la bună. Coadă. E armă chimică. Dar la frate. Coadă, când e o coadă mare de tot, și vrei să-i oriplezi pe aia să plece, scoți dintr-o geantă așa un fuck! Bă, dar de ce mi-am adus aminte de căcatul? Că era un căcat, apărăm. La propriu. Așa, de la ce am pornit? Că nu mai știu, eram în parc, mâncam un Pampers. Ne-am dus în pulă, Cătăline, nu știu de unde am plecat, dar suntem... Uhuu! Deci, repede, dacă noi mergem în studioul ăla și fă... Mie mi-e rușine de microfoanele alea, să mor. Mie mi-e rușine de microfoanele alea. Pentru că nu le folosim, doar ne lăsăm așa pe ăsta mic îl folosim, da? Noi ne punem macarale pe noi. Eu cred că acei 4 oameni, 6 oameni care ne dau nou re-like, insist că e re-like, pentru că îl iau înapoi, da?
Sunt oameni simandicoși, eu așa mă gândesc. Simandicoși? Da, simandicoși. De ce? Și am realizat, am un carnețel acasă și scriu oameni care nu-mi plac. Înțelegi? Da, oameni care nu-mi plac. E oameni scris foarte mare pentru că țip când nu scriu. Oameni care nu-mi plac. Ei, și acum, pe locul 2, așa. Sunt oamenii prețioși. Prețioși. Prețioși, stai, în ce punct de prețioși, vedere? Prețioși, oameni care nu mănâncă chestii, nu știu ce, nu mănâncă nu știu ce, să duc, sunt niște expoziții prin București cu niște tablouri, unul a tras o linie. O căcat de linie. Asta știu. Arta contemporană. Hai, ne înțelegem. Îs multe lucruri tu foarte... Stai. Sunt compoziții contemporane foarte mișto. Sunt okay, unele. Da, clar. Adică am văzut, de exemplu, clar. Am fost la o expoziție, erau niște sculpturi în piatră super șmechere. Dar, în același timp, sunt exact cum zici tu. O fac în linie și un strop și se vând cu 10 de milioane de euro și e wow, Doamne. Și ăla, normal că explică că e... Infinitul. Lacrima... lacrima universului. Da, unicipantitatea. Unicipantitatea. Da, să-i tare să... Să inventez cuvinte. Da. Ștrontilenta. Da, absurdă. Oamenii când mai bași câte un cuvânt. Ștrontilenta absurdă a omului și... Paraseclentic. Dar dă-ți seama că oamenii care chiar văd într-o linie un univers, dacă și le spui căcaturi inventate, eu să fiu. Da. Sunt foarte prost. Da. Este ochiul lui Mortoc. Mortoc. Ce, mă? Dacă vă aduceți aminte de mitologia... Mitologia spână. Șorfeltă. Este ochiul lui Mortoc. Sănătate, domnul Freddy. Moș Crăciun, cățași gura ta. Ferrari. Scâr. A venit un, prieten. Domnul cu sunetul. Înțelegi? Ei, și oamenii la asta mă refer. Oamenii prețioși, știi? Oamenii prețioși, oamenii care nu le place, oamenii care... Pe mine mă enervează oamenii care mă judecă că beau vin roze, că ăla nu e vin, frate. Vinul alb sau vinul roșu. Nu, frate, nu te judecă niciodată. Vinul-i vin mâncat așa curat. Vinul-i vin, frate. Vinul-i vin. Trebuie să te faci căcat. Vântează cu ce? Da. Că-i roze, că-i roze. Da, și au și își modifică așa vocea, știi, și fac dragoste în poziția misionarului. No, eu așa, știi care e faza? Că mintea mea bolnavă care planta Pampers și prin parcuri. E mult mai creativă pentru decât prietenul meu. Da. Eu mi-imaginez totdeauna când văd un om prețios, așa. Întotdeauna îl proiectez în dormitorul lui. Înțelegi? Exact cum sunt oamenii care vor să treacă peste emoție. Și bărbați sau femeie pe care îi proiectezi? Nu contează, pe amândoi. Uh-huh. Adică dacă ea e de-asta prețioasă, mi-o imaginez cum e ea cu soțul ei sau cu iubitul ei în momentele alea. Cum e ea când se cacă, de exemplu. Înțelegi? Da. Adică încerc să o scot dracu din universul ăla de merte că ești lămpic. Nu, eu cred că încerci să vezi cum ar fi să trăiești cu omul ăsta. Nu, eu mi-imaginez chestii de zi cu zi, de dimineață, de exemplu, și la micul dejun, când stai și mănânci micul dejun cu o persoană aia, să zicem, cu femeia aia, și te gândești că iar dacă e toată, că nu a lăsat prea moală, nu-mi place ouă, ăsta e flească. Da, adevărul că... Are coajă ou. Bă, ăsta erau... Mi-imaginez ei doi pentru că, până la urmă și până la urmă, presupun că din ei n-a dispărut chestia animalică, da? Primordicală. Primordial. Lasă-mă, domnule, cu cuvintele astea. Primordial, să nu zic că lumea că sunt chiar handicap. Nu, primordială era, acum dacă m-am băgat în asta cu inventa cuvinte, hai să inventez. Hai, da, bravo. Înțelegi? Bravo. Ei, și mă gândesc cum tu ca prețioasă, așa, el ca prețios, da? Noaptea. cum se ciocnesc sufletul? Da. Cum se... Adică cum e? Nu știu, la modul e ok. Totul e foarte nu cred, nu. Cred că totul e foarte tăcut. Probabil, plictisit așa. Okay. Pentru oamenii ăștia, cred că s-au inventat costumele și de sex shop-urile de care zicea că să bagi-o, nu? Crezi tu că în spatele... Au nevoie un pic de... Vine cu strapoan, cu camere, să-și pună, să se filmeze. Bă, s-ar putea să ai dreptate, să-mi bag ceva la gând. Pentru că există și o vorbă veche. Mâța blândă... Șcromcâr Alexartov. Ha, 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 ha.
Să încep un pic românește și să duce în pulă. Perfect. E ca și cum răzuiește cuvântul. Să vezi ce e în spate cu adevărat. Mâța blândă și lambă crantum. Crantsfor. Eu așa îmi imaginez. Vorbesc serios. A, și că începeam cu millennials. M-am uitat la televizor așa. Așa. Și era una tot așa colorată toată. Că ce vrei să zici? Colorată, domnule, din cap până în picioare era colorată. Jumătate de cap albastru, jumătate de cap vernil. Mă rog. Și lua interviu o altă dar fată. Dar tu știi că acum mănânci un pic de căcat, că la fel ai pățit și tu cu tatuajele când erai tatuaj, toată lumea zicea, a, căcat, ce, wow, noua generație. Nu, deci, frățioare, lasă-mă, faci tatuajele există din peșteri în pula mea. Lasă-mă, există vreo părul, doamnă în junglă care își vopsea părul zi-tu, verde. Hai zi-tu, să fim serioși. Așa. Fii atent, ai, ascultă-mă. Dar e camera? Să mor tu. Ce? S-a lăsat în jos. Stai să văd dacă mi s-a lăsat capul. Ce-a făcut? Stai capul. Stai capul? S-a lăsat asta în jos, mă. S-a lăsat camera un pic în jos. Aia. Ok, da, e până ne mutăm în nava spațială, o să mai fie des. Așa, bun. Și mă uitam la televizor, da? Și era asta foarte colorată, care zicea reporteriței, cum că ea face perne. Perne? Perne. Nu perne. Perne. Înțelegi? Făcea perne. Perne super... super fluffy, colorate, chestii cu puf de... personalizate. Cu puf de înger. Deci ea urmărea înger și penea. Înțelegi? Penea. Penea. E un material penea. Nu e DNA, e alt material. Așa. Ei, și ea făcea perne. Și a întrebat-o și plapume și perne. Mă rog. Foarte colorate și foarte dubioase pe care le vindea de acasă. Clar nu făcea niciun ban. Ok, poate făcea bani. Poate am dislike-uri, Cătălin. Poate făcea. Trebuie poate să făcea. Drstel. Ok. Escrask me. Escrask me. Așa. Dar ce m-a atras mie atenția că ea a zis la un moment dat, că a zis, da, unde ai lucrat înainte? Și a zis: am lucrat o singură dată într-un birou. Așa. Și aici s-a schimbat și starea și tot. Movul s-a transformat în negru din cap, înțelegi? Că negru a venit pe ea, perdele a făcut... Cum fac perdele? Că da, așa, fac toate perdele și seara, că mă pun pe pernă. Nu știu pe ce dorm tu, dar... Așa. Și a zis că am plecat de acolo. Și a zis, dar de ce? A venit șeful la mine într-o zi și mi-a dat un malder de dosare și a zis, rezolvă-le pe astea. Niciun te rog, niciun... Și-am plecat. Bitch, what? Da. Bitch, what? Și aici există noi doi și toți oamenii, majoritatea oamenilor care se uită la noi, sunt millennials de prima jumătate. Dar noi suntem millennials? Dar noi suntem millennials. Dar ce, deci exact ce înseamnă? Adică nu știu exact. De la ce vă... dar noi suntem. Stai mă, noi suntem millennials, adică născuți în anii 1000. Bă, stai un pic. Nu, știu exact. Nu știu suntem exact. Suntem început de millennial, ce așa, zicem. Așa. Nu, da, început. Noi suntem început de millennial. Da, suntem în perioada de tranziție, hai să zicem. Nu, frățioare, noi suntem început de millennial. Da, există decreței, există ceaușiști. Păi nu cred că aia după ceaușiști, no, că s-a după ceaușiști sunt millennials, nu? Da, după ceaușiști. Păi, da, noi dacă în perioada ceaușiști au fost decreței, că a fost un decret. Dar noi ne-am născut în perioada lui Ceaușescu. Da, după decret. Adică după ce nu mai era decret. Ah, da. Înțelegi? Da, corect. Cred! Dar știi că millennials și dacă se uită acum la noi și zic decreței, mă, iar inventează cuvinte. Dacă sunt oameni care au informația mai bine stabilită, să ne dea în comentariu dacă eu am dreptate sau nu. Știu sigur că n-am dreptate, adică nu o să mă surprindă. Dar, ok, și dacă n-am fi millennials, da? Noi suntem generația dinainte de millennials, da? Pentru că fata aia cu perne e millennials. Anti-millennials, așa. Ea face parte într-o generație pe care îi supără autoritatea. Da, normal. Înțelegi? Da. Dar toată lumea a început să fie așa, să știi. Toată lumea vrea să fie propriul lui șef. Da. Adică ce nu-i rău. Da, nu-i rău, ok. Dacă vezi că nu te descurci și nu merge, nu mai bine, că nu toată lumea e bun de conducător, nu toată lumea, nu mai bine asculti tu și îți faci treaba ca lumea. E și din frustrarea asta, știi, că nu-ți place să zică cineva ce să faci cu viața. Păi te-ai angajat acolo, nu trebuie, adică eu mă angajez undeva, dar nu vreau să-mi spună cineva, lasă că mă prind eu. Lasă-mă, că cu cine ocupăm aici? Cu țevi.
văd eu. Bă, lasă că văd eu. Uite, bă, am eu, am gașcă, am o idee. Am să mut țevile de acolo acolo, pentru că vreau să le pun în depozit că vine ploaia. Vine ploaia. Și merge așa cu pe perne cu până țevile acolo. Bă, noi am fost, noi am, suntem generația de fapt, unde tu n-aveai de ales în gospodărie dacă îți convine ce să faci sau nu. Eu uram să mă la fân, trebuie să mergeai la fân. Dar normal că mergeam la fân, să torc fânul, what the fuck, eu normal. De-aia, eu de-aia am ajuns să iubesc ploaia, frate. Deci eu când plouă, da. De câte ori ploua, nu puteai să faci nimic afară. Era concediu, da. Doamne, și stăteam în casă și făceam ce vroiam, era atât de fun și ador ploaia, exact din motivul ăsta. Că nu trebuia să mă la fân, nu trebuia să mă să curăț la porc, nu trebuia să fac orice căcat care trebuia să-l fac la țară. Da. Singura chestie nasoală la mine când ploua, că trebuia să dau la suveică. Adică bunic mi-a avea de la război, știi? Da. Și trebuia să facă la subiect. Făceai perne? Nu făceam preș. Apreș aporte. E firma lui bunică mea. Apreș aporte. Dar ți-a ajutat în viitor, că acum ești soț. Dar eu nu puteam să-mi schimb cariera dude în gospodărie. Dar nu puteam zis lui bunic mea: bătrâno! Azi nu fac nimic, da, știu. Voi fi propriul meu nepot, ca să înainte. Eu voi fi bunica mea, băi. Hrănește-ți găinile, da? Eu nu... Da, nu știu. Eu voi fi bunica mea. Nu, știi ce? Voi munci până voi fi eu bunica ta, mamaie. Exact, tu vei fi nepotul meu. Tu vei fi nepoata mea. Da, mă, nu, e... Erau alte vremuri, acum pe bune, chiar cred în chestia asta că erau alte vremuri. Păi da, frățioare, era normal că erau alte vremuri, dar nu exagerăm acum, că ăla n-a zis te rog și a zis bă, gata. Și am pățit, eu am fost angajat în București 3 zile la un restaurant, nu o să dau numele, la mama. Și era să bat șeful de tură, deci după 3 zile, pentru că era un mega muist, era să-l bat și mi-am dat demisia și am plecat. Păi dar era mega nenorocit. A, da. Altceva. Da. Deci oricum te punea la final să numeri toate lingurițele, toate furculițele, toate căcaturile alea. Mi-am făcut toată treaba pe lângă că pe contract erau 8 ore, stăteam 12 în România, în puii mei. Și la final tot ele, eram rupt de somn și cu facultate, ațipeam acolo cât el verifica dacă e ok. Și ți-va, aici nu se doarme, era 4 dimineața. Zic, fă-tu-s morți, mamă, venea să zic, du-te în gâtul mătii că te plezne, în fine. Una peste alta, eu mi-am luat pernă de la față. Chiar m-am convins să fac ce. Dar erau frumoase pernele, bă. Erau frumoase, sunt frumoase pernele. A, era tare că de fapt toată asta să fie o reclamă la fata aia, ce www.pernepufoasedeanger.ro. Și mi-am mai luat, acum m-a convins un prieten, care face tatuaje, că... E unul care totuși a renunțat la și-a băgat picioarele și face miere. E o chestie foarte faină, știi? Nu, și-a vândut motorul și mașina de curse. Nu faci miere, că albinele fac miere. Până mea, nu s-a transformat în albine. Ok, face albine. Și-a vândut motorul și face el acum. Nu. Face albine, el. Nu el. Nu, stai. Crești, e apicultor. Convinge albine să muncească pentru el. Dar le roagă albine. Frumos. E șeful la albine. Înțelegi? Sunt autobuze cu albine care vin cu saci tragi pe cap așa. De ce nu le zice mierari? Uite, mi s-ar prea frate, cum îți morari să fie mierari, că fac miere. Sau albinoși. Acum, serios. Asta chiar sună bine, inventate, dar sună bine. Dacă ești apicultor să fii mierar albinos. Dar știi care e faza? Știi care e adevăratul trântor într-un stup? Omul. Ah, da, bravo, că... Băi, din capul ăsta, bă. A, și ajută să fii fumător, știi, că trebuie să fii cu fumător. Bravo, da. Mă rog, fumător. De... Bun, avem 33 de minute. Deja cred că a sărit, știi că la mine la 33 de minute sare și mai face un fișier. Merge recul, nu? Merge. Merge recul, nu? Recul merge, nu, e încă cropat. Bun. Ok. Vrei să vorbim de ziceai tu de gata, revelion ceva? Gata, nu, în podcastul viitor, în podcastul viitor, unde o să ne mutăm în nava spațială. O să punem și beteală pe acolo. A, dacă vine Crăciunul. Păi normal, frate. Trebuie să aduc căciulele de Crăciun. Aduc căciulele de Crăciun. Trebuie să mă învețe Freddy să înregistreze toate alea. Ok, aparteurile se fac după. Da, frate, da. Hai, bun. Vă mulțumim din suflet încă o dată. Dați like, nu uitați, dați like sau dislike. Nu, vezi, acum faci o chestie greșită. Zi așa, vă rugăm dați like sau dislike. Pentru că oamenii o să zică, știi ce, nu mi-a zis te rog, fac Nu, vreau să fie sincer. Chiar dați like sau dislike, vrem să avem un procentaj
mesaj corect al like-urilor și dislike-urilor, da? Mulțumim frumos, ne ajută pe noi la PR, nu ne ajută, ne doar în fără. Bă, termin-o, bă! Vă iubim, nu vă iubim, că poate să bă, termin-o, da mă, vă iubim, zi mă, bă! Bă, e o cameră care te înregistrează nenorocit. Hai, hai să fii mega, mega muiși de acum la final. Da, da, închide, Fred, nu, închide, nu, închide, glumesc, glumesc, glumesc. Vă mulțumim super. Da, share, da, da, like. Da, da. În weekendul ăsta avem show la Brașov cu Badea, da. Mega mare show. Da. În, pe lângă asta da. Suntem la Petroșan Hunedoara da. Cu Bucălaie da. Și da. Cu dar eu nu sunt, doar nu e, el nu e, nu e, dar puteți veni, crezi că e. Da. Și la Sibiu, azi. Da. Nu, dar nu hai că mi-am lăsat perna singură, serios. Mi-am lăsat bine, perna. Frate, vă pupăm, vă iubim, pa. Ce? Vă mulțumim frumos. Se da. Din cadru? Da. Bine, și, el, da. Din cadru. Și eliberați-vă pe noi. Ce frate. Da, 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 da.